aia, cum ai fugit în Grecia? Explică, și din Grecia ai ajuns în Germania. Da, cum în, deci ne-am întors din, din Cuba, cred că în luna iulie, nu știu, ceva 6-7 iulie, am avut, bineînțeles, vacanță, după aceea s-a reunit din nou lotul național. Și ne pregăteam pentru Balcaniadă. Dar v-am spus, la mine au fost așa, deci a fost asta, a fost, spre exemplu, nu știu, ni s-au promis, spre exemplu, dacă devenim campion mondial, ni s-au promis bani, televizor color, promisiuni, știți cum, ca la noi, nu ni s-a dat decât undeva, să zic, la 20% din ce ni s-a promis. Și faptul că nu plecam în străinătate, că v-am spus, eu plecam doar în țările comuniste. Și toate așa la un loc, inclusiv această experiență de la aeroport, m-au făcut să iau o hotărâre, adică am zis, prima dată când plec într-o țară unde pot să rămân, nu mai vin înapoi. Nu i-ai propus și lui Vaștag să meargă cu tine? Credeți-mă că am fost, vă dați seama că eram copil, aveam 19 ani. Știam că dacă mai vine cineva cu mine, îmi va fi și mie mai ușor. Deci eu eram 100% hotărât să rămân, nu conta. Așa. Numai că știți cum era pe vremea aia, că mă, dacă spuneai la cineva, noi aveam un securist cu noi, adică era un om care tot timpul, noi știam că n-avea nicio treabă cu boxul, fiindcă nu-l văzusem niciodată în sala de box. Și sincer vă spun, mi-a fost teamă să povestesc cu cineva, să spun hai cu mine, și mai ales mai era puțin așa o problemă. Eu aveam o situație bună, adică familia mea era foarte bine financiar. Și mi-era și teamă că celui care eu îi voi propune să vină cu mine se va gândi că doar încerc să-l, nu știu, să-l verific dacă vrea el să plece. Bun, și în Grecia ai rămas. Cum ai ajuns din Grecia în Germania? Păi bine, prima dată am plecat din Balcaniada, era într-o localitate, Patra. La Patras, da? În Peloponez. Așa. Am ajuns în... m-a învățat un prieten din Franța să mă duc în Atena, unde era restaurantul București. Și acolo se strângeau românii. Și m-am dus la restaurant... Deci tot cu românii. Da, da, normal. Și m-am dus... la restaurantul București, am zis bună seara, le-am zis cine sunt, unii mai știau, unii nu, și le-am zis că vreau să rămân aici și m-a luat acasă la el un tip, îl chema Adam, care, mă rog, nu se ocupa cu lucruri foarte curate, dar m-am bucurat că am unde să dorm. Și am stat cam o lună de zile în Atena, după care acest prieten din Franța a venit, tatăl meu vorbise cu el, a venit să mă ajute să ajung în Franța. Țelul meu era să ajung în Franța. Eu aveam o relație bună în timp, așa, făcusem cu antrenorul național al Franței. Așa, de box. Care, de box, da. Așa. Care mi-a și zis la un moment dat, dacă vreodată te gândești să rămâi în străinătate, mi-a zis, caută-mă. Și am ajuns la Paris, tot așa cu acest prieten Radu, am fost la restaurantul Mont Jardin, unde se strângeau toți românii, m-a luat un prieten acasă, bine, se ocupau toți, să zic așa, nu cu lucruri prea curate. Prea ortodoxe. Joacă și simte magia super fotbalului. Superbox. Împreună suntem super. Ce e cu aia că ai trecut granițele într-o cutie sub scaunul? Din Grecia, ca să ajung în Franța, nouă tot timpul ne luau pașapoartele. Eu aveam, practic, la mine singurele acte care le aveam, legitimația de boxer, care o țineam aici la brâu, și buletinul. Pașaportul totdeauna ni l-au ca să nu putem să... Era delegații ca exact. Să nu fugi. Da. Și atunci, normal că din Grecia, ca să ajung în Franța, n-aveam cum decât la modul ăsta. Și am găsit un șofer de tir, un englez, care, contra sumei de $700, m-a ascuns... Știți că la tiruri au în spatele scaunelor au un pat unde doarme șoferul
și sub patul lui o ladă de aceeași dimensiune cu patul. Și m-a băgat în acea ladă, fiindcă nu aveam niciun act. Dar n-ați traversat România, nu? Nu, am traversat pe apă, s-a urcat pe bar. Am înțeles. Numai că a trebuit să stau foarte mult acolo, deci a fost extraordinar de greu. Am stat undeva la 36 de ore, fiindcă tirul prima dată trebuia parcat în port, după care cei vame și controlau tirul să vadă dacă are vreun sigiliu rupt, nu știu ce, după care venea urcat pe vapor. Deci a fost un risc nebunesc, pur și simplu. Dacă te prindeau, era... Probabil mă opreau acolo. Eu mă interesasem așa și de dat înapoi în România am înțeles că nu făceau așa ceva cei din Grecia, dar bineînțeles că exista. Bun, și ai ajuns la Paris. De la Paris, cum ai ajuns în Germania? Am ajuns la Paris la un... acolo, un tip care avea și el aceste ocupații mai, să zic, nu prea normale, m-a luat la el acasă și m-a întrebat cu ce poate să mă ajute. Și am zis, uite, vreau să ajung la o sală de box, vreau să vorbesc cu antrenorul naționalei Franței. Și am dormit noaptea la el. Bine, avea într-o cameră, avea așa un malder mare de haine. Eu n-aveam nimic, adică aveam o pereche de blugi, un tricou și o geacă, dar vă dați seama, am stat cu ele în ladă, am mers cu ele cât a durat. Domnilor și domnilor, v-am spus, Mihai Leu, o viață de roman. Așa, da. Bun. Și... Te-ai întâlnit cu antrenorul? Vă spun eu, deci în prima seară, bine, am făcut și eu în sfârșit o baie, m-am bărbierit, eram... Și după ce am făcut toate astea, mi-a zis să alegeți un tricou, o pereche de pantaloni, un plover și o geacă. Și mi-am ales și am zis a doua zi, adică bine, îi spusesem dinainte că îl rog să mă ajute să merg la o sală de box, să dau de antrenorul naționalei Franței. Am fost la o sală de box și antrenorul era plecat. Bine, era chiar înainte de Crăciun, nu știu să zic exact, 22-23 decembrie, dar ceva de genul ăsta. A spus cel de la sală, a sunat la federație, a zis despre cine este vorba, a zis că Aldo Cosentino, așa îl chema pe antrenor, se întoarce după Crăciun și să sun din nou la federație și o să ne întâlnim. E, cel cu care eram eu, m-a luat cu el prin oraș, m-a lăsat să conduc. A fost la un moment dat, a luat de la cineva o plasă de bani, a pus-o în mașină. Eu, sincer, nu știu, și eu am greșelile mele și nu sunt un om perfect, dar n-am pus mâna niciodată. A văzut el așa cam ce se întâmplă, la care mi-a zis, bă, băiatule, eu m-am gândit mult, face, locul tău nu e aici lângă noi, face, auzi, ia du-te tu în Germania, că e mai bine acolo. Și a vorbit cu niște prieteni de-ai lui. Nu știe aveam nimeni în Germania, nu? Aveam o mătușă care a rămas o zi înaintea mea. Am vorbit cu ea la telefon și în portbagajul unei mașini cu haine peste mine. Ia. Tu ești specialist în portbagaj. Da, da, așa. Da, am avut experiență. Și celor care m-au ajutat, bine, i-am zis și lui, i-am zis o să-ți fiu recunoscător toată viața. I-am zis, dar nu pentru că m-ai lăsat să dorm la tine, ci pentru că nu, cum să zic, nici măcar n-a încercat să, nu știu, să mă ducă cu el, să vadă. L-ai mai întâlnit după aia, de cursul anilor? Bine, nu vreau să spun nici nume, nimic, vă dați seama. Te rog, am ținut o perioadă legătura cu el, dar sincer vă spun, toți pe care i-am cunoscut erau cam din lumea asta și le-am zis să nu se supere pe mine. Vreau să ținem legătura și sunt oameni la care le voi fi recunoscător toată viața, dar să nu-mi spună niciodată de nu știu ce lucruri sau... Adică nu vreau să... Și nu prea s-au ținut așa de ce am vorbit noi și atunci cumva am întrerupt legătura.